Din nou în direct, regulile pandemiei, regulile sanitare, regulile de bun simț față de colegii de instituție și de birou sunt ignorate voit de mulți funcționari ai statului în cea mai neagră zi pentru România de la începutul pandemiei. Jurnaliștii Digi24 au surprins asemenea imagini în mai multe ministere. Vicepremierul Raluca Turcan recunoaște problemele și cere intensificarea controalelor în toate instituțiile guvernamentale. Ministerul Dezvoltării, ora 8:30, un militar te legitimează și îți măsoară temperatura corporală. Dincolo de el însă, destui funcționari circulă de colo-colo prin birouri și coridoare. Se comportă cum au chef, își pun masca de protecție doar când observă că sunt filmați, ori privesc cu dispreț și își văd de drum. Dar nu trebuia să vă puneți masca înainte să intrați în instituție, domnule? Da, da. Funcționarul își pune masca, ne privește cu reproș și mai avem o scurtă conversație. N-ați purtat masca în interior, știți? Cum adică? Trebuia să puneți masca de afară. Extraordinar! Nu-i singurul care nu respectă regulile sanitare. Bună dimineața, nu purtați masca, sunteți în minister. Da, da. Și la temperatura mai întâi. Regulăm și dumneavoastră. Doamnă, nu purtați masca într-o instituție publică? Dacă acum am dat-o. Păi, ați intrat fără. Pe la 9:30, câteva ferestre de la parterul Ministerului Mediului sunt deschise. De pe trotuar se disting în interior și angajați fără măști. La punctul de acces către birouri, funcționarii corecți se amestecă iar cu aroganții. Nu purtați mască, doamnă, sunteți în minister. Întrebăm oficialii biroului de presă al ministerului dacă putem filma într-un birou două. După vreo 20 de minute de așteptare la turnicheți, cererea ne-a fost aprobată, iar jurnalistul din spatele camerei de filmat s-a simțit ca la un eveniment bine organizat de prezentare a echipamentelor de protecție. A filmat doar funcționar model. Facem un reportaj despre distanțarea socială și respectarea regulilor. Aceste ultime imagini au fost, desigur, regizate de reprezentanții biroului de presă. Dacă ne-am fi anunțat prezența și subiectul înainte de a ajunge în toate ministerele vizitate, am fi putut surprinde doar imagini cu funcționari impecabili. Din cauza aceasta am intrat peste tot neanunțați. Sunt probleme. În continuare, oamenii nu înțeleg că legea este obligatorie, că au această datorie, ca în interiorul, în spații închise, de fapt, și în interiorul instituțiilor publice să poarte mască. Deci, conformarea încă lasă de dorit la nivel de instituție publică. În instituțiile publice, în general, rigoarea trebuie să fie mai mare. Și în întâlnirea pe care am avut-o la nivel de prim-ministru și ministru de interne, inclusiv cu domnul ministru al sănătății, cu reprezentanții comitetelor județene pentru situații de urgență, am cerut DSP-urilor să verifice dacă în interiorul instituțiilor publice și mai ales în departamentele de interacțiune cu publicul se poartă măști. De la debutul pandemiei, coronavirusul a ajuns în multe instituții publice. În primăvară, din cauza funcționarilor infectați, Ministerul Justiției a fost închis temporar. Angajații care au putut au lucrat de acasă. Infectări au fost și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Afacerilor Externe. Florin Negruțiu este invitatul nostru. Florin, te salut, mulțumesc tare mult că ești cu noi. Bună ziua. Ce o fi atât de complicat să porți masca aia, pentru că, nu știu, am transformat deja povestea asta într-o epopee, peste tot găsești opozanți, reticenți, supărați. Ce e atât de complicat în a purta masca aia? Da, pare destul de bizar ca noi să-i certăm pe oamenii ăștia că nu poartă mască, noi doi nepurtând mască. Deși distanța dintre noi este de 1,5 metri și legea ne permite, ca într-un studio de televiziune, să nu purtăm mască.
Asta cu purtatul măștii este o nouă uniformă socială, o nouă obișnuință, care, ca orice lucru nou, se deprinde greu. Chiar dacă sunt câteva luni în care masca devine obligatorie în spațiile publice închise, oamenii se adaptează mai greu la schimbarea asta. Sunt câteva categorii de oameni aici care nu poartă mască. În primul rând, cei care nu consideră că li se ia libertatea și li se pune bodniță. Cred că ei sunt relativ puțini. Și dacă consider că o mască îți răpește libertatea, asta spune foarte multe despre tine. Ce crezi tu că este libertatea? Ce înțelegi tu prin libertate? Dacă o simplă mască înseamnă că ți se ia libertatea, înseamnă că știi foarte puține despre libertate. Apoi sunt miserupiștii, cei care nu o poartă pentru că n-au chef. Pur și simplu n-au chef. Și vezi inclusiv în mijloacele de transport în comun. Se urcă și n-au chef să-și pună mască. Deși vin controlorii, vin patrule de poliție, au loc diverse altercații și oamenii refuză să pună masca pentru că n-au chef. N-au ei chef să pună masca. Lasă, drăguță. Și sunt, în fine, oamenii care fie se găsesc în situația în care n-au o mască la îndemână, fie și-au uitat-o în birou, fie se găsesc într-o situație în care intră într-un spațiu public sau sunt nevoiți să intre într-o farmacie sau într-un supermarket și n-au o mască la îndemână și atunci la mica înțelegere cu vânzătoarea iau o apă repede și îmi pun tricoul la gură. Lucrurile astea nu se întâmplă doar în instituțiile publice. Adică dacă îmi luau o cameră și ne-am duce prin corporații, prin birourile din Pipera, o să vedem exact aceea stare de spirit. Oamenii încep să se deprindă însă cu această obligativitate a purtării măștii, pentru că este până în momentul de față singura variantă de a ne proteja. Dacă ne uităm pe cifre, ne dăm seama că situația este gravă în România. Este foarte gravă în România. Și trebuie să conștientizăm că nici Nelu Tătaru, nici Raed Arafat nu ne vor salva de coronavirus, nu ne vor salva de situația de a ajunge într-un spital. Și cred că ăsta ar trebui să fie principalul gând al cetățenilor care refuză să poartă mască. Că s-ar putea să ajungă într-un spital și acolo, din statistici, lucrurile arată rău pentru România. Pentru că, iată cifrele de ieri, în Franța sunt 18.000 de infectări, 80 de morți. În Marea Britanie sunt 14.000 de infectări, 70 de morți. În Spania sunt 6.500 de infectări, 76 de morți. Iar în România sunt 2.900 de infectări și 82 de morți. Raportat la numărul de infectări, în România se moare cel mai mult din Europa. De ce? Pentru că avem spitalele pe care le avem. Și te duci în spital și s-ar putea să nu mai ieși. Pentru că dai de infecțiile nozocomiale și mori cu zile. Apoi, coronavirusul afectează categoria de vârstă 65+. Ori noi știm că bătrânii noștri sunt mai bolnavi decât bătrânii lor. Bătrânii noștri au mai multe boli cronice, sunt mai prost îngrijiți, au mult mai puține șanse de a supraviețui într-un spital decât un vârstnic din Germania, din Franța sau din Marea Britanie. Asta este problema. Problema ține de responsabilitate individuală și de frica de a ajunge într-un spital, pentru că dacă ajungi într-un spital românesc, devii parte din această statistică sumbră. Florin, mulțumesc tare mult pentru comentariul tău. În așteptarea cifrelor de astăzi, la ora 13, rămânem cu ochii pe ce se întâmplă și iată că lucrurile nu sunt bune, așa cum am văzut, și în piețe, și în mijloace de transport în comun, și în instituții publice.